Salutare și bine ați venit sau revenit pentru un nou episod în care avem un invitat special. Dar până să vă spun despre cine este vorba, o să vă povestesc puțin despre faptul că prietenii noștri de la AutoNet ne-au pus la dispoziție acest Suzuki S-Cross cu sistem de propulsie mild hybrid. O mașină căreia colegul meu Adi Dima i-a făcut deja un review pe care îl găsiți pe canalul nostru de YouTube. Suzuki S-Cross are o capacitate a motorului de 1,4 litri și dezvoltă o putere de 129 de cai putere și 235 Nm cuplu. Aceasta vine disponibilă în două variante, tracțiune față sau tracțiune integrală, iar pentru ambele variante puteți alege între transmisie manuală sau transmisie automată în 6 trepte. Prețul de pornire pentru Suzuki S-Cross este de 19.500 de euro cu TVA inclus, pentru nivelul standard de echipare. Prețul ajunge la 27.500 de euro cu TVA inclus pentru nivelul cel mai înalt de echipare, pe care l-avem și noi pe mașina de astăzi și pe care l-a avut și Adi pe mașina pe care a testat-o și de care v-am spus că găsiți review-ul pe canalul nostru de YouTube. În ceea ce privește invitatul special de astăzi, o să stau de vorbă cu Mihaela Chirac, o tânără pasionată de mașini și cuvinte, care își împletește perfect aceste două pasiuni în jobul pe care îl are, pentru că ea face parte din echipa de marketing din cadrul ASCO Group. Eu am întâlnit-o pe Mihaela ieri pentru prima oară și pot să spun doar că abia aștept să o cunoașteți și voi. Hai să mergem să o luăm! Trebuie să fie autoful de butonul meu preferat. Ok, facem o introducere. Bună, Mihaela! Salut! Îți mulțumesc de suflet că ni te-ai alăturat astăzi. Eu mulțumesc pentru invitație. Și abia aștept. Mergem unde vedem cu ochii, explorăm orașul în această zi toridă, minunată. Cât ne ține benzina? Hai că ne ține, că avem mild hybrid. Aaa, acolo, tușe, și putem să parcăm și gratis prin centru. Asta nu știam. Da. Ba, perfect. O să vorbim puțin despre această mașinuță. Tu ai mai condus mașina asta? Am mai condus o dată, da. Ok. Și bun. Place. Da? Uh-huh. Chiar sunt curioasă să aflu mai multe detalii despre ce anume îți place ție la această mașină. Da, sigur că da. Hai să mergem. Hai. Mergem, mi-ai pus pe Waze, da? Perfect, da. Că eu fără Waze nu mă descurc. Avem Waze-ul pornit pentru că avem Apple CarPlay wireless. Da. Așa. Conectivitate și... foarte simplă. Da, dar că tot am început să vorbim despre Apple CarPlay, să vă povestesc ce am pățit ieri. Ce? Eram cu telefonul conectat, am sunat o prietenă, nu mi-a răspuns, m-a sunat înapoi, am răspuns... Am luat-o greșit și cu Waze. Să când ne întoarcem. Iar tu? Ai sunat o prietenă. Așa, am sunat o prietenă, m-a sunat înapoi și i-am răspuns cu ajutorul acestei tablete și am început să vorbim. Și inițial am crezut că mi-a răspuns altcineva. Era o voce dubioasă. Zic, păi ce Dumnezeu, în fine, am continuat să vorbesc, am vrut să schimb registrul discuției crezând că vorbesc cu altcineva, după care mi-am dat seama că de fapt era ea, după care am înțeles ce se întâmplă. Vocea ei era, știi cum se aude vocea pe o filmare care e cu încetinitorul? Da. Bine, un pic tracasat. De cele mai multe ori nici nu înțelegi. Era într-o fântână? Nu. Pur și simplu ceva s-a întâmplat cu sistemul. Așa. O să vorbesc cu Tiberiu, care va edita acest clip și să vedem dacă putem pune un mic preview din discuția pe care am avut-o cu prietena mea, pentru că am înregistrat-o, pentru că eu râdeam isteric. Așa. Și ea zicea, nu înțeleg ce se întâmplă. Zic, lasă că uite, înregistrez și o să-ți exemplific ce s-a întâmplat. Mai zi o dată, ce mai zis mai devreme, unde vă duceți?
La terasă unde? Pe sâmbă. Și nu pot să vin și eu? Ne vedem și o să-ți arăt ce se întâmplă. Bine, bine, pa. Ce îți place ție la această mașină? Băi, mie în primul rând îmi plac foarte mult mașinile care mi-o fac o poziție înaltă. Ok. Că am foarte multă vizibilitate. Bine, cred că e și un complex. Pentru că mereu am fost mică și mereu m-am chinuit să văd. Și când sunt la volan la o mașină din asta mai înaltă, așa un SUV, wow, okay. În sfârșit, am văd și eu. Chiar voiam să te întreb ce părere ai despre asta. Pentru că am observat că multe femei preferă SUV-urile, tocmai pentru că sunt cocotate. Posibil, cunosc și femei care se feresc. Eu. E un fel de... Cred că femeilor le plac mașinile cu tocuri. Mașinile cu tocuri, să zicem. Dar da, mi se pare că mă simt mai în siguranță. Ok. Odată. Și îmi place, chiar vezi mult mai bine dintr-o mașină în alta, știi? Adică nu te... Eu am o mașină joasă. Eu conduc fiecare zi o mașină joasă. Deci pentru mine este o oportunitate de fiecare dată când pot să conduc un SUV. Ah, ok. Da, eu conduc de asemenea o mașină joasă, dar nu pot să spun că e o oportunitate de care mă bucur la nebunie când conduc un SUV. Ce mașină conduci? Un Seat Ibiza. Și înainte am avut 3 Ford Fiesta. Oh, deci ne place? De la Fiesta m-am dus party în Ibiza. Ne place Ford Fiesta? Ne place? Păi dacă ai avut 3? A fost prima mea mașină Ford Fiesta, că tata a zis că trebuie să-mi iau o mașină cu ponei, nu cu cai. Ok. Și am avut un Ford roșu, țin minte, și acum se ducea să-mi caute mașina și avea de ales între Fordul ăsta și o Solența și ziceam, Doamne, să găsească o Solența aia ruginită. Și a fost bine, un an și un pic, după aia mi-a luat un Ford albastru. Ok. Motorul 1.4, deja mai făcea și câte o depășire. Diesel. Oh. Și după aia am avut alt Ford, tot diesel, mai măricel un pic, modelele astea mai noi. Uh-huh. Dar am revenit, am ales Ibița în cele din urmă, e roșie, ca focul, cum îmi doream când eram mică. Vezi dacă îți proiectezi ceva? Roșie ca focul să-ți surâdă norocul. E, da. Sau participanții din trafic. Sau, da. Ce mai place la mașina asta? Îmi place foarte mult că are asta, camera 360 de grade. Că poți să vezi tot, în toate părțile, știi că și dacă te chinui, fără nu poți. Corect. Și îmi place foarte mult că ea pornește automat atunci când pornești mașina, ca să se asigure, hei, uite, gen, uite-te-vă! Uite ce e aici, înainte să faci orice altă mișcare. Aici ne aflăm. Da. Și apropo de camera asta, am o idee pentru mai târziu. Ora. Stați pe fază. Nu-mi dai niciun indiciu? Nu. Ok. O să ne prostim puțin. Dar, ce voiam eu să te mai întreb? Ia-ți. Știu că ești pasionată de mașini, adică așa reiese din foarte multe lucruri. Din discuția pe care am avut-o cu tine ieri, din profilul tău de Instagram, din jobul pe care l-ai. Îmi plac de mult. Unde vine pasiunea ta? De la tata. Ups. Tata este șofer profesionist. Dar nu asta e legătura. Legătura okay. este că tata și-a dorit să aibă un băiat. Okay. Și cumva toată viața mi-am dorit să-i demonstrez că, băi, e mai bine cu o fată. Și am făcut chestii ca să-i demonstrez că, uite, pot să fac și lucruri pe care le face un băiat. De-aia am avut... Prima mea experiență n-a fost cu mașina. Am avut 2 roți, nu 4. Oho. N-am avut bicicletă, am avut direct scooter la 14 ani. Și am avut un Piaggio foarte drăguț. L-am și acum, că nu vrea să se despartă de el. Păstrează, a zis, pentru copiii mei. Oh, ce drăguț. Dar am mers ani de zile cu un Piaggio. După aia mi-am luat un scooter mai mare. Adică am dat și examenul respectiv la vremea aia. Că țin minte că eram cu unii care făceau școala pentru B. Și le explicam eu ce e aia, acvaplanare. Și după aia m-am apucat de școala de șoferi. Era 17 ani jumate, n-am mai avut răbdare. Ok. Aici trebuie să iau pe jos? Da. Și mi-am luat permisul din prima, bineînțeles. Că dacă nu... Perfect. Nu-i vedem în stranul tata că merit.
Și a fost foarte drăguț, că de atunci am rămas așa aproape de... Îmi plac mașinile. Mi-a insuflat el chestia asta cumva. Dar e și naturală. Adică nu consider un lucru forțat sau... Cumva sunt recunoscătoare pentru asta, știi? M-am învățat să fac ceva de care mulți se feresc, multe femei. Da, adevărat. N-am stresul ăsta, n-am frica asta, n-am... Și e un avantaj cumva, știi, că mai am prietene care zic, a, dar cum, să mergem până la mare, dar a, și acolo unde parcăm? Sau am prietene care sunt stresate să plece de acasă, că dacă ajung într-un loc care e aglomerat, ele nu știu unde să parcheze. Și avem și asta, la început parcam la metrou și mergeam cu metrou foarte mult, cât am fost studentă. Okay. O prostie. Mergeți cu mașina dacă sunteți începători. Nu ratați nimic. Dacă vă claxonează, nu vă pasă. Nu vă pasă. Numai nu mergeți pe banda a doua, vă rog. Ei. Aveți avarii? Iertăm. Ce? Iertăm. Da, iertăm că... Na. Mi se pare foarte drăguț că spui că pasiunea ta pentru mașini vine de, la tata? De pe linia tatălui. Pentru că la fel s-a întâmplat și la mine. Pentru că și tatăl meu a fost șofer profesionist și instructor auto foarte mulți ani. Și instructor auto? Și instructor auto. Mamă, deci ție ți-au ieșit lateralele din prima? Ei, uite, aici vreau să ajung că ai pomenit de parcări. Tata m-a învățat să conduc, numai că nu prea m-a învățat să parchez. Eu am învățat să parchez de nevoie când am ajuns în București și am văzut că nu merge numai cu... Nu merge fără laterală. Nu, și nu. Eu ador garările. Deci eu nu suport să parchez cu fața. Nu, parchez cu spatele, exact. Ca să poți să vezi ca lumea când corect, ieși. Corect, corect, da. Și mie... te ajută și mai mult, că ai mai multe oglinzi, vezi altfel. Bine, ai cameră de 360 de grade. Bine, dacă ai, da, într-adevăr. Dacă nu, trebuie să... Dacă nu, ai trei oglinzi. Da, și noi am avut mașini cu dublă comandă. Și am învățat să conduc de mică. Adică aveam vreo 10 ani când deja dădeam lecții elevilor tatălui meu. Wow. Că plecau de pe loc și opreau motorul și erau: bă, ce ai făcut? Ia, Andreea, vino și arată-le cum se pleacă de pe loc fără să oprești motorul. Ce tare! Și voiam să te întreb, pe ce mașină ai condus prima oară? Pe un Renault Symbol. Ah, okay, ok. Sper că am zis bine. Renault Symbol sau Megane. Nu, era Symbol, era o chestie mai limitată, așa. Nu prea le vedeai. Dar am avut un instructor tare simpatic. Eu sunt din Ehoiu, e un orășel de la jumătatea distanței dintre Buzău și Brașov, de munte. Și acolo nu există semafoare, giratorii, pas. Și aveam grupă de 3-4 învățăcei și făceam drumul până la Buzău, ca să vedem. Și când mergeam pe câmpul Cisleului, se numește un loc din ala drept, eram singura care putea să dea 5-a și ajungeam până la 100 la oră. Oh, nebunul tu! Și mă simțeam tare bine pe chestia asta și zicea lui tata: uite, că am fost și cu băiatul ăla care m-am descurcat. Și am luat, a fost bine. Și să înțeleg că acum tatăl tău e mândru de băiețelul. Mai, da, băiatul lui tata, așa zice mamaie. E mândru, nu-mi zice niciodată că vai, bravo tată sau ceva, dar îl simt așa, îl văd. Mai merge cu mine și îl văd că nu e asumat. Știi că părinții noștri sunt din generația care nu știe să încurajeze și nu îi putem condamna pentru asta, pentru că așa au crescut și ei și practic fac cu noi ce au văzut, știi? Da, corect. Dar au și forma lor de curaj, așa, hai, învață, răzbește. Și e bine și așa, nu? Da, cred că depinde foarte mult și de cum ești tu ca om, că poți să, nu știu cum ai ajuns tu la... atitudinea asta pe care o ai acum. Terapie! Asta voiam să spun, că poate tu ai ajuns așa prin, nu știu, universul ți-a iluminat mintea pur și simplu la un moment dat. Păi sau... dacă nu am fi acționat la fel ca ei în continuare. Exact, și exact, exact. E greșit pentru următoarele generații care vor să vină, sperăm. Exact. Deci, Andreea și Mihaela, 2022, încurajăm mersul la terapie. Da, 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 corect. Cei mai bine cheltuiți bani. Exact, exact. Uite, o să facem stânga aici înainte de... Te rog frumos să ne auzi, pentru că am să spun ceva foarte important. Cum adică pleci să le faci poze ălora? Noi sigur suntem mai frumoase decât ei. Da. Îmi pare rău, dar o să fac un hop amitică cu mașina înaltă. Vă țineți, da? Da. Ok. Acum facem o simulare de teren accidentat. Pentru că... De-aia e bine să ai mașină înaltă, uite.
escaladezi exact. Borduri, te duci la munte fără niciun stres. Cu asta sunt de acord, cu bordurile. Ce mi-a place la mașină? Că e foarte luminoasă, dacă vrei. Asta este. Îmi place foarte mult că parasolarul nu e negru. Și da. Că atunci când îl ții închis și nu te bate soarele, chiar nu te bate soarele în cap, nu simți asta, ai totuși în continuare lumină. Mie un pic de protecție pentru capul tău. Da. Și îmi place foarte mult că e dita mai... Și de ce îl ținem închis? Pentru că e soare. Da, uite. E soare. Nu-ți place fotosinteza? Nu se vede după culoarea mea. Tu ți-ai luat forță de vitamina D. Uite, de asta, de asta ce zici. Deci mereu mi-a plăcut să fac chestia asta. Bună! Hello! Bine, gata, am înțeles. Mie-mi place. Vreau să te întreb cum ți se pare direcția acestei mașini. Măi, având în vedere că am făcut școala de șofer pe un Renault și după aia am condus o Dacia, asta n-am zis. Tata avea o Dacia care se numea Furia Galbenă. Nu era nici măcar 1310, era 1300. Ok. Nu se încuia pe partea stângă, se încuia doar pe dreapta și cum mă duceam la discotecă, făceam așa un ocol. Cu ea mă duceam la discotecă. Okay. Pentru că de putea fi atinsă, zgâriată și ce mai vrei. Și când a dat-o la Rabla, am plâns, la propriu, că m-a atașasem de ea și mi-am făcut mâna. Avea un volan mic așa sport, n-avea servo, că zicea tata, hai la dreapta, ziceam, păi nu mai pot. Și a vândut, ții minte, casetofonul din ea era mai scump decât toată mașina. Ok. Și da, a fost, avea doar 4 viteze, de pe loc pleca cu a doua și o lăsam pusă bine, ca să pot să plec. Și cu aia m-am învățat. Deci, având în vedere că am făcut multe luni pe mașina aia și aveam mușchi la mâini, acum nu mai am mușchi la mâini, decât dacă mă duc la sală, că volanul... Nu, e perfect. N-am ce să-i reproșez. Mai ales ai văzut acum, când ai de urcat o bordură sau... Deși nu se compară cu alte mașini pe care le-am condus, nu dăm nume, mi se pare foarte, foarte ușor de manevrat volanul. Îmi place foarte mult direcția. Da, n-am o problemă cu el. Chiar îmi place. E... Easy peasy. Vreau să-mi spui ceva. Așa. Cred că putem încheia întâlnirea noastră și vreau să o încheiem în această notă de înălțare spirituală. Wow. Da. Dacă te-ar auzi, mamaie. Dacă ai putea să-mi spui un lucru, un singur lucru. Așa. Ceva ce este foarte important pentru tine, o idee, nu știu, ceva la care ții tu foarte mult. Ce mi-ai spune? Un sfat sau orice, nu știu, ce mi-ai spune? Băi, uite ca sfat, o chestie pe care am prins-o târziu, după 28 de ani și mi-ar fi plăcut să mi-a zică cineva la un moment dat. Uite, suntem la volan, da, conducem. Toată viața asta noastră e ca un traseu plin de giratorii, semafoare, mai oprești, mai treci pe galben, te mai riști. Poate să fie comparată, știi? Uneori e riscant, alteori îți place să te joci. Și tot timpul punem pe GPS destinația și ne uităm doar ce facem ca să ajungem acolo. Vrem acolo, vrem acolo, vrem acolo. Când ajungem la destinație, nu mai suntem nici măcar mulțumiți că am ajuns acolo. Nu conștientizăm ce înseamnă destinația aia, de fapt. Cu toate că tot drumul a fost anevoios, ne-am dorit să ajungem, știi? Și pe drum stăm tot timpul stresați, că trebuie să facem asta. Și cred că trebuie să ne bucurăm mai mult de drum, să fim în prezent. Uite, eu sunt mulțumită că astăzi sunt cu tine aici. E o oportunitate că pot să zic asta și să o dau mai departe. Mie mi-a fost zisă. Nu știm ce se întâmplă mâine. Auzim că e război, că e pandemie, că cineva a murit de cancer, tânăr. Și uităm să ne bucurăm de lucrurile cu adevărat importante, știi? Și cred că, chiar dacă sună prea pompos poate sau clișeistic, chiar trebuie să trăim clipa. Ce frumos. Adică mi-aș plăcut să-mi zică cineva în clasa 11-a. Păi, fată, lasă destinația, că ajungi acolo. Concentrează-te pe lucrurile mici. Pentru că ne scapă din vedere multe, multe lucruri și e păcat. Ce frumos. Asta ca idee. Și mai am o vorbă de duh pe care mi-am adaptat-o și îmi place, o zic mereu când mă sună cineva să se plângă sau să-i ridic moralul. Exact. Nu plânge morții înainte să moară. Corect. Până nu faci totul într-o situație și nu... Nu știu, trebuie să epuizezi toate variantele, să vezi ce iese sau ce nu iese. Nu începe să te plângi până nu vezi ce poate să iasă, știi? Corect, da.
Recunosc, sunt vinovată de obiceiul ăsta de a... De a te plânge? De a plânge înainte să... Chiar și înainte să se întâmple ceva, să mă stresez înainte să se întâmple situația. Și cu stresul ăsta la tragi, de fapt, și după aia chiar se întâmplă. De cele mai multe ori. De cele mai multe ori, da. Da, pentru că totul e de cum gândești. Cred. Eu mă gândesc că o să fiu milionară. Ok, o să, încep și eu să mă gândesc la asta. Mihaela, îți mulțumesc din suflet. Eu îți mulțumesc pentru timpul acordat. Mi-a plăcut, am râs. Și eu. Și trebuie să facem surpriza. Nu uitați că mai multe detalii despre Suzuki S-Cross găsiți deja pe canalul nostru de YouTube, review făcut de colegul meu, Adi Dima. Până data viitoare, rămâneți pe eBlog Auto. Ciao. Mă, că tot se aude că... Auziți? Așa. Că în un glob și de-astea se aude plafonul și... Da? Două variante, cu tracțiune față și cu tracțiune. Nu-mi place. Nu-mi place. Prețul de pornire pentru Suzuki și ajunge până la 27.500 de euro cu TVA inclus pentru nivelul cel mai înalt de echip. Ajungem la prețul de 27.500 de euro cu col. Stai un pic. Prețul de 27.500 de euro cu TVA inclus pentru... Avem prețul de 27.500 de euro cu TVA inclus și puteți să vedeți faptul că eu am ceva astăzi.